Salutare, oameni buni! Sunt Cosmin și astăzi vreau să vorbim despre Samsung J6 și respectiv J6 Plus. Dacă merită sau nu merită achiziționate, suntem la sfârșitul noiembrie 2018. Seria J de la Samsung este seria lor de buget, telefonul ieftin la Samsung. După cum am mai spus și în alte videoclipuri, Samsung este se vrea a fi văzut și este perceput în general ca o marcă premium și atunci taxează în plus pentru telefoanele sale, este normal, marketing, inovație, cercetare, chestiile astea costă. Samsung face telefoane de top extraordinare, în general acelea își merită banii, mai ales dacă le prindeți la o ocazie. Nu același lucru se poate spune despre telefoanele lor din gama medie și de buget. Sunt telefoane, nu toate, după cum vom vedea, dar unele sunt telefoane și aici decente, bune, nu e vorba de asta, e vorba de raportul preț-calitate. Samsung costă mai mult decât corespondentul de la Motorola, Xiaomi, HTC și care mai sunt. Diferența de calitate în general nu există, mărcile care deja sunt consacrate fac telefoane, mai ales în această zonă de buget și zona medie, fac telefoane bune, nu există diferențe de performanță sau diferențe de calitate, ca să spunem că se justifică această diferență de preț. Personal recomand tot timpul să-ți cumperi cel mai bun telefon la banii, la suma de bani de care dispui. Deci raportul preț-calitate este foarte important pentru mine, asta încerc să fac pe acest canal. Așadar, haideți să începem cu J6 Plus-ul. J6 Plus-ul este practic doar o variantă puțin modificată a J4-ului Plus. Am făcut deja un videoclip despre Samsung J4 Plus și J4, o să-l pun în descriere acest videoclip. Acolo am spus că acel telefon J4 Plus nu își merită absolut banii în nicio situație. Îmi mențin părerea și despre acest telefon, Samsung J6 Plus nu își merită banii. Nu văd rostul să luați așa ceva, o să vă fac recomandări dacă doriți neapărat Samsung, ok, de la Samsung. Dacă doriți alte mărci, atunci vom avea opțiuni mult mai bune raport preț-calitate. Haideți să vedem de ce nu îl recomand. J6 Plus. Nu îl recomand odată, pentru că principalul motiv acesta, procesorul este foarte, foarte slab. Este același procesor care este și pe J4 Plus, vedeți detalii în acel videoclip. Este un procesor foarte vechi, slăbuț, care îl găsim pe telefoane în jurul sumei de 400 de lei. Am făcut videoclip, Xiaomi Redmi 6A este 400 de lei în acest moment la Flanco, are acest procesor. Nu vă rostul să dați dublu. Bine, acesta este un telefon mai bun decât acela, în sensul că are ecranul mai mare și, mă rog, tot felul de diferențe. Dar procesorul este cea mai importantă componentă a unui telefon. Dacă procesorul este slab și vechi, se va mișca greu telefonul. Dacă dau 400 de lei pe el, ok, nu e o problemă, pentru că am luat un telefon care știu că merge, decent și cam atât. Dar să dau 850 de lei pe el, chiar nu cred că fac o afacere bună. Este un telefon care se va mișca foarte încet, pentru aceiași bani mai ales. Și mai ales peste un an, dacă luați acum nou, vă gândiți că îl veți folosi un an, jumate, doi cel puțin, peste un an cred că va fi foarte, foarte greu de utilizat, mai ales Samsung are skin-ul TouchWiz, deci nu este Android-ul Vanilla, Android One-ul, și atunci consumă și mai multe resurse, nu cred că merită acest telefon. Deci procesorul este foarte, foarte slăbuț, no go. Restul, mă rog, avem ecran de 6 inci, ok, HD, nu e Full HD, la acești bani găsim Full HD la alți producători, dar hai să zicem, 32 GB memorie internă, 3 GB de RAM, iarăși decent, cameră 13 megapixeli, este practic baterie 3300 mAh. Este practic același telefon cu J4 Plus pe care l-am aici. J4 Plus costă 650 de lei. Și avem J6 Plus care costă 850 de lei. Deci tu îmi ceri mie practic 200 de lei în plus doar pentru 1 giga de RAM, ăsta are 32 GB memorie internă și 2 GB de RAM. Și este același procesor. Snapdragon 425. Deci este același telefon, 6 inci ecranul HD, cameră 13 megapixeli, baterie 3300, același telefon, doar că îmi pui 1 giga de RAM în plus pe J6 Plus și îmi ceri 200 de lei în plus. Nu, nu este ok. Nu merită niciunul, nici altul. Dacă vreți J4 Plus-ul detalii, aveți videoclipul în descriere, accesați-l, vedeți de ce nu merită și ce telefoane găsiți. Nu merită nici măcar 650 de lei, dar mi-te stau 850 de lei pe J6 Plus. Deci nu, este o afacere foarte, foarte proastă acest telefon. Acum,
Cred că ne-am lămurit cu treaba asta. Haideți să vedem ce opțiuni avem dacă vrem tot Samsung. Neapărat Samsung. O să pun linkurile de pe PC Garage și de pe Mac la toate telefoanele care discut. Prețurile sunt relativ apropiate. De obicei pe PC Garage sunt mai ieftine. Studiați și vă hotărâți de unde vreți să luați. Deci, acest telefon nu merită absolut banii noastre. Atunci, hai să mergem la ce telefon aș recomanda de la Samsung, dacă chiar vrei un Samsung. Este aceeași situație ca la G4, G4 Plus. G4-ul le merită, dacă îl găsești, banii. Merită banii, dacă vrei neapărat un Samsung. G4 Plus-ul nu. Nu știu ce au pus Plus-ul ca să fie confuz, pentru că G4 e mai bun decât G4 Plus, G6 este mai bun decât G6 Plus. Deci, hai să facem confuzie cât mai multe, cred că asta a gândit Samsung și să vedem ce iasă. Deci dacă vrei neapărat Samsung, la un preț și mai jos, este 800 de lei, ia G6-le, nu lua G6 Plus-ul. Haideți să vedem de ce. Bun, ecranul este mai mic, într-adevăr, 5.6 inci, este tot HD, este modelul nou, la fel 18.5x9, deci mai înalt, mai elegant. Procesorul este în schimb mult mai bun, este Exynos 7870, este un procesor octa-core. Nu contează doar octa-core sau quad-core, contează viteza, este un procesor mult mai bun construit cu o tehnologie mai nouă, consumă mai puțină baterie, se încălzește mai puțin și merge mai bine. Restul avem la fel, 3 GB de RAM, 32 GB memorie internă, camera 13 megapixeli și bateria cred că este de 3000, dacă nu mă înșel, da, baterie de 3000 mAh pentru că ecranul mai mic. Absolut, acest telefon va merge decent, își va face treaba dacă vrei neapărat Samsung, ăsta este telefonul pe care să-l iei, G6, nu G6 Plus. Bun, vrei un telefon Samsung mai puternic? Avem A6 Plus la 1000 de lei, aici prețul crește. De ce merită acest telefon? Repet, dacă vrei neapărat Samsung. Pentru că ai un ecran de 6 inci, model 19.5x9, este Full HD, nu HD precum celelalte, mult mai de calitate. Ai un procesor Snapdragon 450, un procesor mai bun, mult mai bun decât cel de pe G4 Plus și G6 Plus, mult mai bun, și mai bunicel chiar decât o idee, mai bun decât cel de pe G6. Ai 32 GB memorie internă, 3 GB de RAM și ai cameră duală, o cameră destul de bunicică din zona medie, o cameră duală care își va face treaba. Și avem baterie de 3500 mAh. Deci un telefon mult mai bun decât cele prezentate până acum. Dacă vrei cât mai ieftin, ia-ți G6. Dacă vrei să suporți 200 lei diferența și vrei neapărat Samsung, atunci acesta este telefonul Samsung pe care să-l iei din zona medie, A6 Plus. Dacă nu vrei neapărat Samsung, sunt mult mai multe opțiuni și mult mai bune raport preț-calitate. Haideți să vedem. Avem Xiaomi Mi A2 Lite. Acesta are Android One, are Androidul Vanilla, curat pe el, pur, fără modificări, fără skinuri. Teoretic, bateria ține mai mult, se mișcă mai bine, unii preferă acest tip de Android. Eu n-am nicio preferință, dacă e raportul preț-calitate bun, nu mă deranjează să folosesc un skin, fie de la Samsung, de la Colorar găsești preț-calitate în zona mea, deci de buget, fie de la Xiaomi sau nu, de la alt producător. Însă, acesta are un raport preț-calitate foarte bun. Și dacă are și Android One, cu atât mai bine. De ce merită acest telefon? Aluminiu, ecran model nou, Full HD, da? De 5.84 inci, 19x9, procesor 625, este procesor din seria medie de la Qualcomm, mai bun decât toate cele prezentate până acum. Da? 32 GB memorie internă, 3 GB de RAM, microSD, cameră duală și baterie. Quick Charge are încărcare rapidă, baterie de 4000 mAh, deci mult mai puternică decât celelalte. Deci un telefon mult mai bun decât tot ce am prezentat până acum la 720 de lei. Credeți-mă că Xiaomi sunt telefoane foarte ok și eu am fost sceptic acum un an jumate, 2 ani când au apărut în România. Am testat mai multe, sunt telefoane extraordinare, nu este nicio diferență de calitate între Samsung, Xiaomi sau Huawei și Xiaomi în această zonă de buget și medie. Dacă vorbim de telefoanele de top, acolo da, telefoanele Samsung sunt superioare telefonelor Xiaomi, sunt și mai scumpe. Dacă vorbim de S9, S9 Plus, față de Xiaomi Mi 8 sau eu știu care mai sunt la Xiaomi Mi Mix 2S-ul și așa mai departe, da, sunt telefoane mai bune, sunt și mai scumpe. Însă acestea în zona medie și de buget sunt mai scumpe la Samsung, dar nu putem spune că sunt mai performante sau dimpotrivă, după cum ați văzut, sau că sunt mai de calitate. Nu. Deci aceasta este opțiune. După aceea, vreți un telefon mai bun la 900 de lei, Xiaomi Redmi Note 6 Pro.
un telefon extraordinar. O să găsiți un videoclip detaliat despre el. Îl consider cel mai bun telefon din gama medie în acest moment. Avem așa, ecran de 6.26 inch, mai mare, 19:9 Full HD, procesor mult mai puternic, 636-le, 32 GB memorie internă, 3 GB de RAM, găsim la 1000 de, la 100 de lei în plus, la 1000 de lei găsim acest telefon cu 64 GB memorie internă și 4 GB de RAM, microSD, cameră duală foarte bună, foarte lăudată, Android 8.1 Oreo, 4000 de mAh. Sau un telefon extraordinar, mai ieftin decât Samsung A6 Plus, care este cel mai puternic de la Samsung din zona asta. Nu vreți Xiaomi? Ok, puteți lua Motorola. Motorola sunt telefoane chiar de calitate, sunt telefoane care au la fel Android-ul curat pe ele, Android-ul Vanilla, nu pun skin. Motorola G6, 900 de lei. Ce are acest telefon? Aluminiu sticlă, are spatele de sticlă, arată premium. Singurul telefon de aici care are spatele de sticlă. Nu plastic, nu metal. Metalul pentru mine e ok, plasticul nu. Aș prefera să nu am treabă cu plastic. Mă duce cu ani în urmă și cred că au evoluat telefonele atunci încât să nu mai trăiască astăzi să luăm telefoane de plastic. Ecran de 5.7 inch, 18:9 Full HD. Procesor Snapdragon 450, același procesor care este pe Samsung A6 Plus, deci un procesor bunicel. 32 GB memorie internă, 3 GB de RAM, cameră duală. Camerele Motorola sunt foarte bune, foarte lăudate. Baterie de 3000 mAh, la acest ecran e ok. Deci avem, plus că este rezistent, dacă nu mă înșel, la stropire, da. Deci are un standard de rezistență la apă minim, dar există, celelalte telefoane nu l-au. Deci, telefon de calitate la 900 de lei. Deci avem opțiuni, avem întotdeauna variante de urmat și nu trebuie să fim fix pe o anumită marcă. Huawei în ultimul timp a început să facă chestia asta, să crească prețul la telefoanele din zona medie și de buget. Aceeași situație ca la Samsung, telefoane, unele între ele ok, unele nu, o să faci despre acele videoclipuri, dar nu cred că merită diferența de preț. Altceva este când vorbim de gama de top de la Huawei, mă refer aici în primul rând la Mate 20 Pro. Pe 20 Pro mai puțin, am și despre la un videoclip, comparat cu Samsung S9 Plus, îl găsiți dacă vă uitați prin videoclipurile mele. Ok, cam asta a fost. Sper că v-a fost de folos acest videoclip. Dacă v-a plăcut sau v-a ajutat, aș avea rugămintea să vă abonați la canal, m-ar ajuta și pe mine. După cum ați văzut pe acest canal, ce încerc eu să fac, să vă ajut să achiziționați telefonul dorit la un preț cât mai corect, cât mai ok. Asta o să fac și în viitor. Până la videoclipul următor, o zi cât mai faină, vă doresc numai bine!